Vă invit să pregătim astăzi împreună o rețetă foarte interesantă, dulceață de trandafiri. E o dulceață foarte aromată, care poate fi servită atât simplu pe pâine, cât și în diferite alte combinații. Mi-am dorit foarte mult să am în grădină acești trandafiri aromați și în final am reușit. Pot să spun că în aproximativ 3 ani au început să dea rod bogat, suficient cât să pot prepara dulceață pentru o iarnă întreagă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 300 de grame de petale de trandafir, 1 kg de zahăr, sucul de la o lămâie și 500 de ml de apă. Tăiem partea albă a petalelor pentru a nu da dulceții un gust amar. Turnăm sucul de lămâie peste petale și le frământăm bine. Într-un vas punem zahărul, peste care turnăm apa și dăm la foc timp de 15-20 de minute. Dacă dorim, putem să adăugăm și puțină esență de vanilie. Când siropul scade, facem proba să vedem dacă s-a închegat. Adăugăm petalele peste sirop și mai lăsăm 15 minute la fiert. Luăm cratița de pe foc și așteptăm 10 minute înainte de a pune dulceața în borcane. Dulceața este gata de pus în cămară sau pentru servit. Această cantitate ne ajunge pentru 2 sau 3 borcane. O altă rețetă în care putem folosi acești trandafiri aromați este trandafirata. Pentru aceasta avem nevoie de 2 carafe de apă, 2 sucuri de la 2 lămâi, 200 de grame de petale, 500 de grame de zahăr,